Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul să fie cu voi. Hristos a înălțat. Iubiți credincioși, iată-ne împreună în această catedrală pentru a celebra Sfânta Liturghie. Suntem în cea de-a șaptea duminică a Paștelui și în această zi sărbătorim și cea de-a 52-a zi mondială a comunicațiilor sociale. Iată, suntem în această liturghie care se transmite și pe internet și folosim aceste mijloace de comunicare socială pentru a ajunge la cât mai mulți un cuvânt, o meditație, cuvântul lui Dumnezeu. Și noi, iată, încercăm și astăzi, acum, la Sfânta Liturghie, să fim atenți, să vedem ce vrea să ne comunice Dumnezeu, ce vrea să ne spună, care este mesajul Său pentru noi astăzi. Ne pregătim sufletește, recunoaștem greșelile noastre, ne recunoaștem păcatele, ne recunoaștem slăbiciunile noastre și așa putem să participăm cât mai frumos la Sfintele Taine, la această Sfântă Liturghie. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Te rugăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Fiul Tatălui, care ești
Să ne rugăm. Ascultă cu bunăvoință, Doamne, rugăciunile noastre. Noi credem că Mântuitorul neamului omenesc se află împreună cu Tine în mărire. Dă-ne harul să simțim că El rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor, după cum ne-a făgăduit. El care, fiind Dumnezeu, împreună cu Tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraților, mulțimea celor adunați în acel loc era cam de 120 de persoane, și a spus: Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura pe care a spus-o dinainte Duhul Sfânt prin gura lui David despre Iuda, cel care a devenit călăuza celor care l-au prins pe Iisus, căci el era din numărul nostru și fusese părtaș al aceleiași slujiri. Căci este scris în cartea psalmilor, misiunea lui să o ia altul. Așadar, trebuie ca unul dintre acești bărbați, care ne-a însoțit în tot timpul cât a trăit printre noi Domnul Iisus, începând de la Ioan, de la botezul lui Ioan, până în ziua în care a fost înălțat de la noi, să devină martor al învierii lui împreună cu noi. Au propus doi, pe Iosif, cel chemat Barsaba, numit și Iustus, și pe Matia. Apoi s-au rugat astfel spunând: Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceștia doi l-ai ales să ia locul în această slujire și în apostolatul din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul care îi se cuvenea. Atunci au tras la sorți pentru ei și sorțul a căzut pe Matia, iar el a fost adăugat cu cei 11 apostoli. Cuvântul Domnului. Domnul și-a stabilit în ceruri locuința sa. Domnul și-a stabilit în ceruri locuința sa. Binecuvântează suflete ale meu pe Domnul, și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Său cel Sfânt. Binecuvântează suflete ale meu pe Domnul și nu uita nici când de binefacerile sale. Sunt de sus cerurile față de pământ, tot atât de mare este îndurarea sa față de cei care se tem de el. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre. Domnul și-a stabilit în ceruri tronul Său, domnia Lui se întinde peste toate. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, voi cei puternici care împliniți cuvintele Sale.
Lectură din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu vreodată. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și iubirea Lui în noi este desăvârșită. Prin aceasta cunoaștem că rămânem în El și El în noi. Ne-a dat din Duhul Său. Iar noi am văzut și dăm mărturie că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii. Oricine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Noi am cunoscut și am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are față de noi. Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în El. Cuvântul Domnului. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus, ridicându-și ochii spre cer, s-a rugat zicând: Tată, păstrează-i în numele Tău pe care mi l-ai dat, ca ei să fie una ca și noi. Cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în numele Tău pe care mi l-ai dat și i-am păzit și nimeni dintre ei nu s-a pierdut, în afară de Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Acum însă vin la tine și spun acestea în lume, ca să aibă bucuria mea deplină în ei. Eu le-am dat cuvântul tău, iar lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, așa cum eu nu sunt din lume. Nu te rog ca să iei din lume, ci ca să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, așa cum eu nu sunt din lume. Consacră-i în adevăr. Cuvântul tău este adevăr. După cum m-ai trimis pe mine în lume, și eu îi trimit pe ei în lume, și pentru ei mă consacru pe mine însumi, ca și ei să fie consacrați în adevăr. Cuvântul Domnului. Hristos a înălțat. Iubiți credincioși, ne aflăm în această zi, spuneam, a șaptea duminică a timpului pascal,
Am sărbătorit deja înălțarea Domnului la cer, iar duminica viitoare vom sărbători Rusaliile. Și ne aflăm în acest timp al așteptării, în acest timp în care așteptăm să sărbătorim acea coborâre a Duhului Sfânt, acea naștere a Bisericii, acea întărire a noastră pentru ca să putem să trăim frumos viața noastră de credință. Și astăzi avem la această Sfântă Liturghie o Evanghelie extraordinară, un fragment care ne poate spune ce înseamnă viața de credință. Dacă vreți, dacă vrem cu toții să găsim o pagină din Sfânta Scriptură, din Evanghelie, unde să ni se explice ce este cu credința, ce este această credință creștină, ce e cu creștinismul ăsta, dacă citim acest capitol 17 din Ioan, putem să descoperim. Este cel mai lung discurs al lui Iisus, discurs rugăciune. Este numită această rugăciune, rugăciunea sacerdotală, preoțească a lui Iisus, pentru că este o rugăciune înălțată spre Dumnezeu ca un mare preot. Și să vedem de ce, care sunt motivele pentru care această pagină din Evanghelie este așa de importantă. Am auzit la începutul Evangheliei aceste cuvinte, după ce Hristos și-a înălțat ochii spre cer, a spus: Tată Sfânt, păstrează-i în numele Tău pe care mi l-ai dat, ca ei să fie una ca și noi. Și, iubiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți că aceste cuvinte nu sunt cuvintele unui preot, nu sunt cuvintele unui profet. În Sfânta Scriptură auzim o grămadă de astfel de rugăciuni. Noi ne rugăm, ne îndreptăm spre Bunul Dumnezeu, dar atenție, această rugăciune este a Fiului lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu coborât pe pământ, a lui Dumnezeu care vrea, din marea sa iubire, să ne mântuiască. Și aceste cuvinte sunt rostite în seara ultimei cine. Imaginați-vă ce încărcătură sufletească, ce încărcătură e în acel moment când Hristos, știind ce se apropie, El se îndreaptă spre Tatăl și se roagă pentru biserica sa, pentru ucenicii săi, pentru cei care vor auzi, vor asculta cuvintele ucenicilor. Și de ce spun că sunt cuvintele Fiului lui Dumnezeu? Pentru că este acest dialog în Sfânta Treime. Ne spune Sfântul Augustin: Tatăl este cel care privește cu iubire la Fiul Său, iar Fiul lui Dumnezeu privește cu iubire, îndrăgostiți unul de celălalt, privesc unul la celălalt. Și iubirea dintre aceștia doi este Duhul Sfânt. Și vedem deja din acest verset care este dorința lui Hristos, care este dorința lui Dumnezeu, să ne introducă, iubiți credincioși, în această comuniune, în această unitate a lui Dumnezeu. E această comunio, unire cu, a fi împreună cu celălalt, și vrea să ne dăruiască forța unității de care așa de mult avem nevoie. Cu câteva versete mai înainte spunea Hristos: ut unum sint, ca tot să fie una. Este dorința lui Hristos dintotdeauna, dorința unității, dorința de a fi alături unul de celălalt. Și vedeți, de multe ori și în ultima perioadă, văzând că nu mai avem așa de multe întâlniri ecumenice, așa cum era cândva și în dieceza noastră, mulți întreabă: cum e posibil, Părinte? Vedeți, parcă ne îndepărtăm și mai mult de această unitate. De ce nu ne mai întâlnim? Mai are rost să ne rugăm pentru unitate? Are rost, iubiți credincioși, pentru că nu este un opțional, dar este dorința lui Hristos, este dorința lui Dumnezeu de a intra în această unitate, și noi nu putem renunța la aceasta. Și mergem mai departe. Auzim
aceste cuvinte ale lui Hristos, spun acestea în lume ca să aibă bucuria mea deplină în ei. Iată, de ce spun asta? Pentru că Hristos dorește pentru fiecare dintre noi bucuria. Bucuria deplină, pentru că, de fapt, asta înseamnă creștinismul. Să știți că creștinismul nu este o religie a oamenilor chirciți, a oamenilor aplecați, a oamenilor triști. De multe ori, vedeți că există riscul să rămânem blocați în Vinerea Mare, în Sâmbăta Mare, și să ne gândim, vai, dar noi avem de purtat o cruce, avem de mers înainte și atâtea suferințe, iată, ne trimite Dumnezeu, dar nu Dumnezeu ne trimite suferința. Scopul venirii lui Hristos în lume este acela de a ne dărui bucuria, este învierea, acesta este în centrul, acest moment al învierii este în centrul credinței noastre. De aceea, vedeți, și timpul postului mare e de 40 de zile, iar timpul pascal e de 50 de zile. Poate ne obișnuim să trăim această bucurie. Vedeți, la un moment dat am citit undeva că a fost întrebat un preot, ce face Dumnezeu toată ziua? Și a văzut răspunsul acestui preot care a spus, se bucură. Dumnezeu se bucură, toată ziua se bucură. Pentru că este bunătatea supremă, este această bucurie, este bunătatea supremă care îl face să se bucure atunci când ești bun, atunci când dorești binele, automat în sufletul tău, atunci crește bucuria. Și cum spunea Platon, știu și ucenicii lui, bonum diffusivum sui, Dumnezeu vrea să împartă această bucurie. Nu vrea, nu poate să o țină doar pentru ei. Și de asta El vrea să o reverse asupra creației sale. De asta am fost noi creați, ca Dumnezeu să-și reverse bucuria asupra noastră. Asta este, de fapt, dorința lui Dumnezeu. De ce am fost creați? N-am fost creați pentru că hai să trimitem pe aceștia în lume, să le dăm niște reguli, să le dăm niște porunci. Dacă nu le împlinesc oamenii, îi aranjăm noi, îi punem la punct, îi pedepsim. Nu asta este credința. Nu asta este creștinismul. Dar este împărtășirea bucuriei, acestui sentiment deosebit. Vedeți? Așa de important este și pentru noi să simțim lucrurile astea. Vedeți, în familie, de multe ori avem și noi rude care poate nu sunt la locul lor, poate un frate drogat sau știu, face tot felul de prostii și poate bea, nu vrea să meargă la biserică, nu vrea să asculte, nu vrea să pună în practică nimic din adevărate valori. Și în sufletul nostru există această dorință, nu, de a-l vedea bine, și ne preocupăm de acești frați ai noștri. Ne preocupăm pentru că există în sufletul nostru această dorință de a împărtăși, de a-l vedea bine pe cel de lângă noi, pentru că este aproape. Și așa a făcut și Dumnezeu. Iată, vrea, se preocupă de fiecare dintre noi. Spunea Sfântul Părinte Papa Francisc într-o la ziua tineretului din 2013, și citez, nu fiți niciodată oameni triști. Un creștin nu poate fi niciodată trist. Nu vă lăsați cuprinși niciodată de descurajare. Bucuria noastră nu este una care se naște din faptul de a poseda multe lucruri, ci se naște din faptul de a fi întâlnit o persoană, pe Iisus, care este în mijlocul nostru, știind că împreună cu El nu suntem niciodată singuri. Am încheiat citatul. Iată, vezi, credincioși, să nu uităm lucrul ăsta, că scopul creștinismului, faptul că noi ne aflăm acum în biserică, este tocmai de a ne reînsufleți această bucurie de a fi cu Dumnezeu și să știm că nu suntem singuri, să știm că avem o speranță, că putem merge mai departe orice s-ar întâmpla. Și mergem mai departe cu Evanghelia noastră, auzim de pe buzele Domnului, eu le-am dat cuvântul tău, iar lumea i-a urât,
pentru că ei nu sunt din lume. Ei, aici de multe ori ne încurcăm un pic când știm că noi avem tot felul de expresii. Când spunem și noi în viața de fiecare zi, cum este lucrul acesta? E ca lumea. Și atunci spunem că e ceva bun, e ceva pozitiv. Dar mai auzim și expresii de genul lumea asta este așa de rea, mă mir cum ne mai ține Dumnezeu, cum ne mai suportă Dumnezeu. Și de fapt, realitatea asta este și în Evanghelia după Sfântul Ioan. Vedeți, lumea, în viziunea Sfântului Ioan, și lumea este în fața lui Dumnezeu ceva bun. Este, spune la un moment dat, nu? Și Sfântul Ioan, așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, este lumea care este iubită de Dumnezeu, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut. Apoi, după ce a creat lumea, Dumnezeu a exprimat și a spus, este foarte bine ceea ce a făcut. Și iată partea aceasta pozitivă a lumii. Lumea este bună, este creația lui Dumnezeu, nu poate să fie ceva rău, dar vedem și sensul acesta negativ al lumii. Ne spune la un moment dat că principele, Sfântul Ioan, principele acestei lumi este diavolul. Este cel care survolează, este prezent în această lume și trebuie să vedem ce vrea să ne spună Ioan prin aceasta. Ioan vrea să scoată în evidență că atunci când omul, când, știu, diferitele instituții, actele pe care le facem, atunci când ne împotrivim lui Dumnezeu, atunci, iată, lumea este rea. Și cred că facem fiecare dintre noi experiența acestei lumi nebune, putem să spunem, acestei lumi care nu este conformă lui Dumnezeu. Ne trezim dimineața și ne uităm pe feed-urile, știu, pe paginile, ultimele știri de pe Facebook sau privim la televizor, citim ziarul, cine mai citește ziarul astăzi, și vedem tot felul de astfel de experiențe negative ale lumii în care trăim. O lume care de multe ori pare că, și așa se întâmplă de multe ori, se îndepărtează de Dumnezeu. Și noi nu trebuie să ne descurajăm, iubiți credincioși. Pentru că, iată, lumea îi urăște pe cei care sunt cu Dumnezeu. Să nu avem impresia că noi vom avea sau să ne imaginăm că în comunitate, în biserică sau unde ne aflăm, să avem popularitatea cea mai mare și să spunem, pe mine mă iubește toată lumea. Sau să spun, un preot, de exemplu, într-o parohie, să spună, dar pe mine mă iubește toată lumea. Nu poate să fie așa. Pentru că trebuie să-ți verifici un pic viața. Poate că nu spui tot ce ar trebui să spui. Poate că nu ești conform cu Evanghelia. Poate că ascunzi anumite lucruri. Pentru că, vrem, nu vrem, atunci când ești cu Hristos, atunci când vrei să propui adevărul Evangheliei, nu place lumii. Nu-i place celui care te vede că îți trăiești viața de credință, îți trăiești frumos pentru că îl deranjezi, pentru că nu are aceeași speranță pe care o ai tu, pentru că nu ești după așteptările lui și atunci ești considerat homofob, ești considerat înapoiat, încuiat la minte, pentru că nu ești cum suntem noi, emancipați, dezvoltați în secolul 21, mileniul 3. Asta este, de fapt, realitatea, pentru că Hristos, iată, a adus un cuvânt, a adus niște valori, a adus niște principii, după care noi trebuie să ne călăuzim dacă vrem să avem bucuria sa, dacă vrem să trăim împlinirea pe care ne-a adus-o Hristos. Iubiți credincioși, un ultim cuvânt pe care vreau să-l amintesc din această Evanghelie, nu te rog, spune Hristos, ca să iei din lume, ci ca să-i păzești de cel rău. Să nu încercăm să fugim de această lume. Să ne facem datoria, să
rămânem în interiorul acestei lumi și să încercăm să o transformăm. Să devenim și noi martori ai învierii lui Hristos, am văzut și în prima lectură ce trebuie să facă un ucenic, să dea mărturie despre învierea lui Hristos. Matei așa a fost ales, cine a fost martor al învierii? Și noi, prin modul nostru de a fi, prin comportamentul nostru, primind această bucurie, știind în cine ne punem speranța, știm că avem un Dumnezeu care ne iubește în om și vrea să ne împărtășească bucuria sa, și să nu uităm că nu Dumnezeu ne dă suferința, crucea nu ne este dată de El, trebuie să privim la ceea ce se află în spatele crucii, la acea iubire care ne face capabili să luăm și anumite situații dificile, să le acceptăm și să le ducem cu, să le ducem pe sus, să nu târâim această cruce, pentru că pot fi aceste momente izvoare, surse de împlinire, surse căi care ne duc spre Dumnezeu. În încheiere, vreau să amintesc, m-am lungit un pic, vreau să amintesc despre câteva idei din mesajul Sfântului Părinte Papa Francis pentru cea de-a 52-a zi mondială a comunicațiilor sociale. Iată, noi ne aflăm în biserică, acum eu comunic, vorbesc cu dumneavoastră, comunicăm unii cu alții, sunt unii care privesc acum din spatele sau din fața monitoarelor și aud și privesc la noi. Pentru că, iată, astăzi, în mijlocul acestei dezvoltări tehnologice și comunicarea a devenit așa de ușoară, o avem la îndemână. Problema este, ne spune Sfântul Părinte în acest mesaj al său, cu titlul Adevărul vă va elibera, fake news și jurnalismul pentru pace, ne spune că de multe ori trăim o bulimie informațională și în loc să ne apropiem, să facem ceea ce dorește comunicarea, să creăm comuniune, de multe ori creăm disensiune, creăm îndepărtare, creăm un conflict între noi, pentru că normal ar fi ca și mijloacele de comunicare să ne mențină în adevăr, să prezentăm adevărul. Știți că astăzi fake news-ul, știrile false sunt preluate, sunt luate peste jumătate dintre cei care prezintă știri, sunt aceste știri sunt false. Și știți că acum o grămadă de lume, mai mult de jumătate din populație, și au știrile și informațiile de pe Facebook, de pe rețelele de socializare. Și de multe ori aceste mesaje sunt manipulate, sunt transformate, sunt falsificate și Papa ne invită să fim atenți, invită pe jurnaliști să fie atenți. De aceea și noi, iubiți credincioși, să fim atenți ce citim, ce privim, ce postăm pe peretele noastre, să vedem dacă este adevărat, să mai verificăm și din alte surse și să încercăm să nu ne oprim, să nu creăm bula noastră în grupul nostru, în care să nu mai vedem ce spune unul, ce spune celălalt, și astfel ne spune Sfântul Părinte că există o greutate să mai poți să prezinți adevărul unora care așa sunt obișnuiți, li se pune un fel de ochelar de cal și nu mai pot să vadă nimic altceva. Este o responsabilitate a fiecăruia dintre noi ca să introducem în dialogurile noastre din viața de zi cu zi, dar și online, acel respect pentru cel pe care îl avem în față și multă prudență. Continuăm Sfânta Liturghie și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne lumineze și să ne facă capabil să răspândim Cuvântul lui Dumnezeu și prin aceste mijloace de comunicare modernă, pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la cât mai mulți. Vă spun, primim niște mesaje din partea celor care, iată, nu pot ajunge la biserică.
din partea celor care sunt plecați și ne spun, Părinte, acum suntem în jurul calculatorului. Am mers și la biserică dimineață, dar liturghia este mai puțin simțită, pentru că nu mai simțim așa bine limba noastră, liturghia, dar suntem în jurul calculatorului și suntem împreună cu dumneavoastră. Sau vă salutăm de nu știu ce țară și sau cineva de pe patul spitalului. Sunt niște mesaje chiar și pentru o persoană, iată, de multe nu spun, dar nu mai vine lumea la biserică. Lumea care nu vine la biserică nici nu se uită pe internet să audă rugăciuni sau să privească la Sfânta Liturghie. De aceea, dacă greșim, sperăm să privească Bunul Dumnezeu, că eu cred că un cuvânt, un simplu cuvânt care ajunge la oameni, care, eu știu, se opresc și fac o rugăciune împreună cu noi care ne aflăm în biserică, cred că este un lucru extraordinar. Și vă salut, iubiți credincioși, cei care ne priviți astăzi prin mijloacele de comunicare socială. Ne dorim, este bucuria bisericii, să împărtășim cu dumneavoastră. De asta ne încercăm să îmbunătățim și tehnica, de asta încercăm să facem, să publicăm și revista noastră diocezană, de asta ne preocupăm de cărțile și tipăriturile bune, la presa bună, dar și pentru răspândirea Cuvântului Dumnezeu. De asta, pentru că noi suntem conștienți că avem o bucurie, îl avem pe Dumnezeu care ne vrea, ne însoțește și vrem să oferim această bucurie la cât mai mulți. Și dacă contribuiți și dumneavoastră cu un bănuț, astăzi va fi și colecta pentru presă, pentru presa bună, dar și pentru susținerea acestor mijloace de comunicare și avem un plan să îmbunătățim această tehnică. Vă invităm să o faceți, pentru că spunea primul, cel care a visat tipografia și presa bună, Anton Gabor, Părintele Monseniorul Anton Gabor, spunea că să știe și credinciosul nostru că a pus și el o cărămidă, un bănuț la edificarea acestui deziderat, acestei dorințe de a avea o presă, o presă bună și Cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la cât mai mulți. Hristos s-a înălțat. Iar acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu. Doamne, Fiul Tău Iisus a spus, nu te rog să-i scoți din lume, ci să-i păzești de rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Ne răsună astăzi în inimă această rugăciune și această dorință a lui Iisus. De aceea ne îndreptăm spre Tine, cerându-ți ajutorul și spunem, Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Fă ca biserica să transmită mesajul Evangheliei la oamenii de astăzi și prin mijloacele moderne.
Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Ajută-ne să ne folosim toate energiile și cunoștințele pentru a răspândi cuvântul Tău în lume. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Pentru ca mijloacele de comunicare socială să răspândească cunoașterea adevărului și a binelui, pentru a favoriza stima, iubirea și ajutorul reciproc. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Pentru ca lucrătorii mass media să fie totdeauna căutători umili și slujitori ai adevărului. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Învață-i pe creștini să utilizeze mijloacele de comunicare socială cu scopul de a te cunoaște mai mult pe tine. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Internetul este un mijloc la care au acces mulți oameni. Trezește în ei acea sete care este potolită doar de cuvântul Tău. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Pentru ca în familii să se redescopere importanța rugăciunii făcute împreună ca moment de unitate și de dialog profund între membrii ei. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Părinte Sfânt, care ne-ai chemat să-L vestim pe Hristos în orice colț al pământului, fă să folosim în așa fel mijloacele de comunicare, încât numele Tău să fie cunoscut. Prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Spre lauda și mărirea numărului Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei Sale Biserici. Primește, Doamne, rugăciunile credincioșilor Tăi, împreună cu darurile pe care ți le oferim, pentru ca, îndeplinindu-ne cu iubirea aceste îndatoriri de fii ai Tăi, să putem ajunge în mărirea cerească, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitorul lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp în care a fost jertfit mielul pascal Hristos, Domnul nostru. El este cu adevărat mielul
care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Sfântește, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Povestim, Doamne, celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostole și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne vrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău.
Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Iar acum împreună să ne rugăm așa cum ne-a învățat Mântuitorul. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice turburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale. Și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiește, domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii, fericiți și-i chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul, dar spune-l mai cuvânt și se va tămădui.
Te rog, Tată, ca ei să fie una, după cum noi suntem una, aleluia. Să ne rugăm. Ascultă-ne, Dumnezeule, mântuirea noastră și dă-ne încrederea neclintită că prin aceste taine preasfinte, întregul trup al Bisericii va ajunge la gloria la care a ajuns Hristos, capul său, prin Hristos, Domnul nostru. Bucură-te, Regina Cerului, aleluia! Care a fost vrednică să-L porți, aleluia! A înviat, precum a zis, aleluia! Bucură-te și te veselește, Fecioară Maria, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule, care ai binevoit să bucur lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos. Până te rugăm, ca prin născătoarea Lui, Fecioară Maria, să ne rugăm veșnice, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerea lui Dumnezeu, ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi. Păzește-mă, povățuiește-mă și ocrotește-mă pe mine, care sunt încredințat ție prin mila lui Dumnezeu. Cu blândul Iisus, vă rețin cu câteva anunțuri, puteți să luați loc. Din partea parohiei, vă invităm în continuare, în fiecare seară, la ora 17:45, să luați parte la recitarea Sfântului Rozariu și cântarea litaniilor închinate preacuratei. Doar la liturghiile de dimineață, este vorba de acest anunț. Astăzi, când este amintită Sfânta Fecioară în aparițiile sale de la Fatima, dacă la ora 15, oriunde ați fi, vă veți ruga Sfântul Rozariu, veți intra să faceți parte din acel lanț de rugăciune care va cuprinde întreg pământul timp de 24 de ore. Maica Domnului este rugată din nou să mijlocească pentru pace în lume și pentru iertarea păcătoșilor. În cadrul liturghiei de la ora 16 de astăzi, 13 surori din Institutul Slujitoarele lui Hristos, Marele Preot, vor celebra 25 de ani de viață consacrată. Le susținem și noi cu rugăciunea noastră. Joi, 17 mai, cu ocazia aniversării beatificării episcopului martir Anton Durcovici, se va organiza un simpozion care va începe la ora 16:30 în aula de la subsolul catedralei și se va încheia cu liturghia pontificală de la ora 18:30. Vă așteptăm cu drag să luați parte pentru a cunoaște mai bine pe fericitul nostru episcop și pentru a ne ruga lui Dumnezeu să fie declarat sfânt cât mai curând. Duminica viitoare, 20 mai, celebrăm coborârea Duhului Sfânt, Rusaliile, sărbătoare care încheie perioada liturgică a timpului pascal. La parohia Sfântul Anton din Iași se va administra sacramentul mirului. În ultima duminică din luna mai, pe 27, îi vom însoți pe copiii care s-au pregătit pentru întâia împărtășanie în cea mai frumoasă zi din viața lor de până acum. Pentru admiterea la clasa nouă, printre ofertele existente, vă recomandăm Liceul Catolic din Iași și Colegiul Catolic din Bacău. Mai multe detalii găsiți la afișiere. Vă doresc tuturor o duminică binecuvântată de Dumnezeu și o săptămână în care, mai departe, să simțiți această forță, harurile care vin de la Dumnezeu. Hristos s-a înălțat! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.